Zeci de intervenții pe munte ale salvamontiștilor. Un ucrainean rătăcit de 3 zile a fost găsit într-o zonă greu accesibilă de salvamontiști. Vestea bună este că acesta se află acum în siguranță și primește îngrijiri medicale. S-a produs și o tragedie, însă, pe munte. O femeie a căzut în colț de pe o stâncă, iar salvamontiștii nu au mai putut să o salveze. Un bărbat în vârstă de 58 de ani a decedat după ce s-a răsturnat cu ATV-ul pe un drum forestier aflat între stațiunile Păltiniș și Șanta din județul Sibiu. Ghinionul a făcut ca acesta să fie blocat sub vehicul. La fața locului au ajuns salvamontiștii și polițiștii. După ce a fost scos de sub ATV, au fost aplicate imediat manevrele de resuscitare, însă acesta nu a răspuns și a fost declarat decesul. Un ucrainean în vârstă de 37 de ani care se afla prin munți de 3 zile după ce s-a pierdut a fost recuperat în siguranță după o intervenție dificilă a salvamontiștilor. Acțiunea a durat aproximativ 11 ore, iar bărbatul a fost recuperat cu ajutorul unui elicopter SMURD cu care a fost transportat la spital. Acesta a fost găsit într-o condiție fizică precară și nu se mai putea deplasa pe picioarele sale. Ucraineanul a primit hrană și un ceai cald. Elicopterul a fost solicitat deoarece acesta a fost identificat într-o zonă greu accesibilă, iar aducerea lui la un spital pe drumuri ar fi durat până la 14 ore. Iar acesta este doar unul dintre zecile de cazuri la care au intervenit salvamontiștii. Într-unul dintre cazuri, o femeie a fost găsită decedată pe munte după ce a căzut în gol 5 metri de pe o stâncă. Am avut peste 25 de intervenții la nivel național. Dacă 10 dintre ele au fost localizate, să zicem, geografic, într-o singură locație, pentru că vorbim de un concurs de mountain bike la care mai multe persoane s-au accidentat și au avut nevoie de prim ajutor din partea salvamontiștilor. În restul cazurilor am avut situații pe care le preconizam cauzate de schimbarea vremii. Am avut oameni surprinși de vremea rea pe munte, oameni care s-au rătăcit, oameni care s-au accidentat grăbindu-se să se retragă din zona alpină înaltă. Dar am reușit să intervenim la toate aceste situații și 10 dintre ele, într-adevăr, le-am predat serviciului de ambulanță. Din păcate, cazul cel cu persoana decedată s-a petrecut undeva în zona submontană, într-o zonă de deal de la poalele munților Vulcan. Persoana decedată, nu știm încă dacă din greșeală sau din alte motive, a căzut în râpa respectivă. Se vor face, vom vedea la autopsie care au fost problemele de care suferea, poate a avut probleme medicale.